Start la teatru, muzică, dans, film și invitat special, timp de 4 seri. Asta promite festivalul Art for Change, care se desfășoară la Târgu Mureș în perioada 31 martie-3 aprilie. Ceea ce face evenimentul deosebit este faptul că cele mai multe dintre activități sunt susținute de persoane cu dizabilități, dar bineînțeles și de coordonatorii din Centrul Alfa Transilvană. Sunt evenimente artistice de calitate, frumos pregătite, mult timp pregătite, tinerii s-au pregătit foarte mulți, avem invitați importanți și invităm toți târgumureșenii să participe și să vină la acest festival. În prima seară au decis să-și arate sufletul și ceea ce gândesc prin teatru. Începem cu teatrul, vor urca pe scenă de la diferite organizații tineri, beneficiari care au pregătit foarte frumoase piese de teatru. Pantonimă. Deci fiecare organizație s-a pregătit cu ce are mai bun. Scenete jucate de beneficiarii diferitelor organizații. Va fi un monolog. Noi toți avem ochii oblici, expresii idioate, dar din fericire e vorba de ceva care e bine ascuns în sufletele noastre. Am încercat să-l lămuresc, să-mi spună ce a discutat cu bunica Erica, dar el nu m-a lăsat înăuntru. Până la urmă, chiar când eram aproape să renunț, el a spus: Mami, bunica mi-a spus că atunci când mori, întregul tău corp dispare. Brațele dispar, fața ta dispare și ochii tăi dispar, chiar și inima și tot ce e înăuntru corpului. Da, sufletul, tu știi ce se întâmplă cu sufletul mami? El devine o pasăre transparentă. Organizatorii își propun ca de anul următor la festivalul Art for Change să participe și invitați din străinătate. Ei sunt eternii copii care au nevoie de zâmbetul și iubirea noastră, pentru că nu este nimic mai motivant în lume decât să simți că ești iubit. Încercați acest sentiment, întindeți-le o mână, iubiți-i așa cum iubim noi și în mod sigur veți primi înapoi un cadou neprețuit pe care nu o să-l puteți valoriza niciodată. Pentru la anul sperăm să venim cu și mai mult, să aducem invitați din alte țări ca să facem un eveniment frumos și important în orașul nostru. Serile vor continua cu dans, muzică și film. Toți cei care doresc să vadă talentul, ideile și sufletul persoanelor cu dizabilități sunt așteptați în fiecare zi de la ora 18 până duminică, 3 aprilie, la sala de spectacole a ansamblului artistic Mureșul de pe Bulevardul 1848, numărul 47, pentru un spectacol despre umanitate și iubire.